fine Denis Mann. Pejos. Gnoere, gol! Primul gol înscris de Gnoere în poarta lui Dinamo. Schemă excelentă. Gnoere se eliberează și șutează bine. Bună centrare, minge respinsă greșit de Benzar și este gol! 1-1! Înscrie Katsikas. Nu este... Este Accente. Accente, un șut din întoarcere la o minge respinsă stângaci de Benzar. Ghesuial acolo la prima bară. Este gol! Incredibil! Mingea intră în poartă. Coman la una dintre primele sale atingeri de balon. Înscrie cu o execuție care l-a păcălit pe Penedo. Tocmai îl lăudam pe panamez pentru intervențiile sale bune. A intrat această minge în poartă. Gol din cor. Corbu, pasă bună pentru Hanca. Hanca pe jos, Nistor, 2-2. Acțiune perfectă a lui Dinamo. Minge, jucată, precis. O succesiune de pase din apărarea proprie până în careul advers. Și un șut necruțător al lui Nistor. Ofensivă. Îl văd pe... Se gesticulând în direcția lui Florinel Coman. Iată la aici pe Coman, îl scapă pe Mihai Popescu. Foarte bună pasa pentru jutul lui Nistor. 2-2. Trei jucători așteaptă această centrare, trei jucători ai gazdelor. Pasă bună pentru Coman, care înscrie. 3-2. Seară de grație pentru șeptarul fostei steaua. Dublă reușită de Florinel Coman. Primul gol Florinel Coman. Lăsat liber, lăsat mult prea liber. Coman își așează mingea pe șut, vizează. Gazdele se apără cu toată echipa la acest corner. Gol! Gol! 3-3! Incredibilă lovitură de cap reușită de Mihai Popescu. Plan defensiv. Iată-l acum înscriind și restabilind egalitatea. 3-3. Dinamo reușește pentru a treia oară să revină.